Revin cu câteva informații culese de mine, din propria mea experiență cu acest domeniu, câteva informații legate de cum să îți deschizi al treilea ochi, cum să-ți activezi glanda pineală. Și dacă observați, pe tablă, în spatele meu, am făcut o mică glumă pentru că am notat trei idei pe care să le folosești pentru a-ți activa glanda pineală, pentru a-ți deschide al treilea ochi. După părerea mea, ce ai putea să faci este să folosești glanda pineală, să o folosești și să o folosești. 1. O folosești. 2. O folosești. 3. O folosești. Și aici ajung la să punctez ceea ce mi se pare important. Faptul că eu personal nu consider că poți să-ți activezi glanda pineală, că poți să-ți deschizi cel de-al treilea ochi. Eu consider că al treilea ochi este permanent deschis la noi toți. Glanda pineală este activată la noi toți. Singurul impediment care nu ne permite să ne dăm seama că este deschis deja și că este al treilea ochi este foarte activ și noi chiar percepem informație, primim informație și comunicăm folosind această energie, acest punct energetic din centrul frunții noastre. Singurul motiv este că nu suntem conștienți de acest lucru. Nu suntem conștienți. Cel de-al treilea ochi este abilitatea noastră de a ne conecta prin intuiția noastră, de a ne conecta cu informații, cu toată informația care există. Cu toată informația care există, care a existat vreodată sau va exista vreodată. Și sunt foarte multe persoane care își folosesc glanda pineală, își folosesc cel de-al treilea ochi, dar nu sunt conștienți că fac acest lucru. Sunt foarte multe persoane care sunt concentrate, după părerea mea, vreau să-mi activez glanda pineală, vreau să-mi deschid al treilea ochi, să deschid și eu al treilea ochi, să văd și eu mai bine, să percep și eu mai multe informații. Sunt atât de concentrate pe deschiderea celui de-al treilea ochi, atunci când ochiul este deja deschis, încât nu văd faptul că el este deja deschis. Și tot ceea ce este firesc să facă este să folosească și să folosească ceea ce deja au la îndemână. În clipul următor, bineînțeles, dacă vă doriți acest lucru și o să voi aștepta mesajele voastre în secțiunea de comentarii, să-mi spuneți dacă doriți să fac acest clip. Într-un următor clip pe tema aceasta, a deschiderii celui de-al treilea ochi, aș putea să vă povestesc propria mea experiență cu deschiderea celui de-al treilea ochi. Cum am devenit eu conștientă de al treilea ochi? Eu nici măcar nu știam că există așa ceva. V-am dat puțin din casă, v-am făcut curioși, sper. Așa că aștept mesajele voastre în secțiunea de comentarii dacă doriți să auziți și povestea mea.